Reprezentanții Ligii Pensionarilor susțin că astfel de activități ar trebui organizate mai des în memoria eroilor care și-au dat viața pentru noi. Acțiunea la care participăm se înscrie în programul comun al Ligii Pensionarilor din județul Gorj cu Primăria Municipiului Târgu Jiu și este dedicată zilei de 29 aprilie, ziua veteranilor de război. Vrem ca și cu acest prilej să comemorăm faptele de vitejie ale eroilor noștri pe câmpurile de luptă pentru apărarea gliei strămoșești. În program avem de prezentat o temă de către generalul de divizie, domnul general Ispas Constantin, eroii Gorjului pe câmpul de luptă ale județului nostru. De asemenea, o lecție de patriotism, montaj literar-artistic, prezentat de elevii clasei a 3-a B din cadrul Colegiului Național Tudor Vladimirescu, tot dedicat vitejiei veteranilor de război din județul Gorj și nu numai. Ciprian Florescu, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, susține că simpozionul este binevenit în această săptămână când elevii au astfel de activități educative. Este o acțiune care vine în primul rând ca o lecție de istorie în întâmpinarea copiilor. Sigur, toți cei care vor fi prezenți, Liga Pensionarilor Veteranii de Război de la nivelul județului Gorj, vor încerca să explice celor ce asistă la discuțiile de astăzi ce a însemnat eroismul și ce înseamnă eroismul în istoria României, mai cu seamă în perioada Primului Război Mondial. Este o lecție de istorie, spuneam, pentru că trebuie să oferim astfel de lecții de istorie copiilor care știu destul de puține astăzi despre ceea ce s-a întâmplat cu înaintașii noștri. Elevii îmbrăcați în costume populare tradiționale s-au declarat încântați că pot purta aceste haine. Cine ai procurat costumul? Cine ți l-a dat? Păi, unele sunt de la străbunicii mei și altele le-am de la o vecină. Costum național. Costum național. Îți place? Foarte mult. De unde l-ai? L-am cumpărat. Da? Și îți place să te îmbraci așa? Foarte mult îmi place. Cum ești îmbrăcat? Ce ai pe tine? Un costum românesc. Costum românesc, îți place? Da. Da? N-ai nicio problemă să mergi așa pe stradă, îmbrăcat tradițional, e frumos, nu? Da. Ce știi tu despre eroi, despre istoria noastră? Știu că au luptat pentru noi, ca să ne apere.